Bun găsit, doamnelor, fișoarelor și domnilor! Conflicte pe Europa, conflicte în jurul nostru, Europa așa, la modul generic, vorbim despre continentul ăsta, cu problemele lui la început de an 2022, adică în primăvara lui 2022. Constantin Didenco, președintele Asociației Tinerilor Basarabeni din Brașov, era să zic tinerilor brașoveni, nu greșeam cu nimic, sunteți brașoveni și voi, nu? Acum. Basarabeni, dar brașoveni până la urmă. Trebuie să ne considerăm și brașoveni. Cred că este cea mai corectă abordare posibilă. Dintr-o sută de abordări, asta este cea mai corectă. Constantin, spune-mi, te rog frumos, când a luat ființă Asociația Tinerilor Basarabeni? Că eu sunt curios. Cred că de mult timp, nu? Asociația a fost înființată în 2013. Ea, de fapt, a fost o continuitate a vechii asociații. Deci, înainte, Asociația Tinerilor Basarabeni a mai existat una. Organizația Studenților Basarabeni și Bucovineni. Și care a dispărut în 2014. Din 2013 deja a reluat un nou val de inițiative. Cine sunt tinerii basarabeni de la Brașov? Și ce vor ei? Ce vor ei? Să se dezvolte, să găsească noi oportunități, să ajute, să se ajute reciproc cu frații de peste Prut. Acum, actualmente, încercăm să ajutăm și pe prietenii noștri din Ucraina, pentru că putem oferi această posibilitate. Și să ne distrăm, să învățăm cât mai multe lucruri. Unii vor să-și deschidă business, alții vor să fie simpli angajați. Ca orice și tânăr până la urmă, nu? Da. Câți basarabeni, tineri sau bătrâni sunt pe la Brașov? Ai așa idee? Pot să încep cu studenți și cu elevi. Elevi, din câte am numărat, sunt între 105-110. Studenți sunt până în 300. Deci odată avem vreo 400 și ceva de tineri, nu? Cam așa. Am înțeles. Și sunt simpatizanți sau membri ai asociației? În asociație sunt, cum să spun, o mică parte din tot acest număr. În asociație suntem vreo 35, dacă nu greșesc. Și oamenii se implică, adică vin care, într-adevăr, și avem, apropo, avem și frații, avem și frații de peste Prut. Avem colegi din Brașov, brașoveni. Bravo, foarte bine, bravo. Cred că în felul ăsta se mai poate face unire, din punctul meu de vedere, în 2022. Nu știu cum gândiți voi, dar o să, cu siguranță o să-mi spui tu astăzi, dar eu cred că să renunți la niște granițe, să desințeze anumite lucruri, da, poți să faci, dar unire în adevăratul sens al cuvântului, greu cred că poți să mai faci așa cum arată geopolitic Europa astăzi. Și cred că putem să facem unire, cum era, în suflet și simțiri, știi? Da. În unire în suflet și simțiri. Eu cred că e mai importantă decât niște, nu știu, probabil că în timp se vor desința și punctele astea de trecere a frontierei între Republica Moldova și România. Cu siguranță Republica Moldova va fi un membru tânăr foarte curând al Uniunii Europene. Și atunci, cred că lucrurile se vor clarifica din multe, foarte multe puncte de vedere. Și cred că asta este soluția. Și cred că asta ar fi putut fi o soluție foarte bună și în conflictul ăsta ucrainiano-rusesc. Însă nu întotdeauna capetele luminate sunt lăsate să se exprime și de cele mai multe ori capetele de plută ajung să vorbească. Da, că până la urmă sunt doar niște documente pe care de care nu prea ne interesează. Într-adevăr, noi deja de mult am considerat că unirea e făcută de mulți ani, de când studenții și elevii au venit la învățat
la studii în România. Nu, pe partea asta, teoretic, nu vedem nicio diferență. Adică noi facem ceea ce simțim și vedem că avem foarte multe lucruri în comun. Cred că prin asta ne asemănăm foarte mult. Mai ales că avem și aceleași tradiții, aceleași valori. Avem aceeași limbă, în primul rând. Aceeași limbă, da, în primul rând. Și cred eu că, uite, de exemplu, am fost la Chișinău acum câțiva ani. De fapt, am fost de vreo două ori. Am fost chiar și mai de curând, cred că prin 2019. Și felul în care se vorbește limba română în Republica Moldova, mie mi se pare incredibil. Mi se pare că aceea este limba română adevărată, cumva curată. Chiar dacă există un pic de accent, chiar dacă poate unele cuvinte sunt mai slave decât am vrea noi să fie, nu contează. Parcă aceea este limbă strămoșească. Da, sunt de acord. Așa mi se pare mie, nu știu, probabil că unii ori să mă contrazic, ori să zic că nu e adevărat, că cel mai românește se vorbește, nu știu, Maramureș, habar n-am. Poate, cine știe. La noi părerile sunt foarte împărțite, la fel și aici în România avem simpatizanți, avem oameni mai puțin simpatizanți, unii vor unire, alții nu vor, alții deja o văd, alții nu o văd. Da, politica întotdeauna, cred că inevitabil ajungem acolo, dar poate cu generații noi, cu generații de oameni școliți, poate școliți în, la Chișinău, poate școliți în România, poate școliți în restul Europei, lucrurile vor sta altfel. Așa cum se vede că stau lucrurile cu Maia Sandu, cu nou președinte. Să sperăm. Noi tragem nădejde, nu? Până la urmă. Uite că se... Da, te ascult, te ascult. Nu, avem o ultimă speranță. Ultimă speranță, da. Se împlinesc sau s-au împlinit acum două zile, 104 ani de când sfatul țării hotăra că Basarabia de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa România. Granițe, grăniceri, puncte de trecere a frontierei, ăstea nu cred că despart, poate uneori chiar apropie. Da, noi am încercat și încercăm cumva, măcar o dată în an, să arătăm lumii că într-adevăr sunt niște aspecte care cumva ne unesc foarte mult. Încercăm să organizăm activități, de obicei organizăm activități mai mult ce promovează valorile din Republica Moldova, mă refer la tot ce înseamnă autohton. Anul acesta ne-am gândit să organizăm ceva mai special. Am organizat, dacă e să generalizăm toate activitățile, noi am avut 3 zile de festival. Festivalul se numește Basarabia Fire din Poveste. Am început, deschiderea festivalului a fost așa un pic mai relaxantă, la un pahar de vin. Sâmbătă am, împreună cu colegele noastre din Brașov, am organizat activități publice de tip Basarabian Hugs. Am mers la îmbrățișat fete și băieți în Piața Sfatului. Și duminică am organizat un spectacol, un concert, cum mai zicem noi, cum ne place să mai zicem. Am organizat cu Casa de Cultura Studenților și cumva am combinat partea din Republica Moldova cu cea din Brașov prin dansuri populare reprezentate de Junii Brașovului, ansamblu studențesc Junii Brașovului, iar din Republica Moldova a fost un ansamblu folcloric Codrenii din Călăraș și deja restul activităților au fost prezentate prin canto, dansuri moderne, pian și poezie. Ce ne-a plăcut mie ce mai mult este poezia. Noi am căutat copii de liceu, am căutat copii cât mai micuți ca să recite și ne-a ieșit. A ieșit un eveniment foarte frumos. Avem și live-urile pe pagina asociației noastre.
Cum găsim pagina? Bine, cred că o găsim ușor pe Google, Asociația Tinerilor Basarabeni, nu? Da, Asociația Tinerilor Basarabeni din Brașov. Găsim repede pentru cei care n-au știut sau n-au reușit să ajungă la eveniment, intrați acolo și vedeți ce s-a întâmplat. Am văzut că ați avut și stand-up comedy. Asta cred că a fost iarăși drăguț. Da. Da, am avut și stand-up comedy. Chiar îmi pare rău că n-am menționat. Da, din partea trupei Bacteria H, a fost un băiat care a vorbit foarte multe lucruri despre Republica Moldova. Da, au fost multe momente amuzante și am vrut neapărat să distingem un pic atmosfera și cu un număr de stand-up, pentru că doar dansuri și cântece parcă un pic te plictisește, nu că te plictisește, dar vrei prea și serios, ceva. E prea serios. Prea serios, da. Prea serios și am vrut să avem și ceva mai energic, de tip comedie. Când oamenii râd, frăția e gata. Da, asta e. Am înțeles. Presupun că la paharul ăla de vin era din Republica Moldova vinul, adică nu... Sau... A fost combinat, a fost și din Republica Moldova, a fost și de aici din România. Am înțeles. Cei de la Bistro de Arte ne-au ajutat cu vinuri din Republica Moldova și un restaurant din Predeal, Vatra, așa îi spune. Da. Am uitat numele. Astea românești. Acolo aveau vinuri moldovenești. Deci foarte bine. Și uite că să știți și aici suntem destul de uniți, sunt o sumedenie de branduri de vin din Republica Moldova extrem de apreciate în România. La Brașov în special, dacă vrei. Oamenii le știu, nu mai intrăm în amănunte, dar sunt vinuri bune, vinuri moldovenești. Suntem uniți chiar și acolo. În Hora Unirii nu se vorbește doar de îmbrățișeri și de... Se mai vorbește și de un vin, și de un butoi, și de multe lucruri. Asta e. Ăștia suntem noi românii și până la urmă nu trebuie să negăm absolut nimic din istoria noastră, pentru că s-au întâmplat lucruri mai bune, mai rele, nu contează. Ne-am mai unit, ne-am mai despărțit, ne-a despărțit istoria, dar noi de fiecare dată am știut să ne păstrăm cumva zâmbetul pe buze, să mergem mai departe. Unii s-au întors din Gulag, din Siberia, s-au întors înapoi acasă și-au trăit viața așa cum au știut ei mai bine. Pentru că până la urmă trebuie să ținem cont de istoria asta, nu? Da. Istoria face parte sau ar trebui să facă parte din viața noastră și probabil că aici o asociație cum e asociația voastră ar putea avea un cuvânt de spus în a povesti ce înseamnă viața trăită în alte condiții, să vii să studiezi într-o țară care nu e țara ta, dar tu te simți totuși ca acasă. Da, pentru noi nu există asemenea probleme. Ne împrietenim, ne găsim limba comună foarte ușor. Și suntem și ajutați, adică chiar mulțumim mult tuturor celor care ne sprijină, care ne ajută și aceleași gânduri le avem și din partea noastră. Ne unește prin faptul că suntem săritori la nevoie și asta contează foarte mult. Adică, de fapt, suntem români, că dacă luăm și studiem nații, chiar și din jurul nostru, așa, o să observăm că ei nu sunt chiar atât de săritori cum suntem noi. Și probabil că multă lume nu s-a așteptat și aici ajungem la un alt capitol, acesta al refugiaților din Ucraina. Probabil că nimeni, eu personal zic, nu m-am așteptat ca noi românii să fim chiar atât de bine organizați la acest capitol sau să ne organizăm atât de repede. Ne-am organizat repede și am răspuns repede la o necesitate, la o nenorocire până la urmă a unor vecini de-ai noștri. Că au fost de-a lungul timpului vecini buni, vecini răi, că ne-am mai certat, am mai făcut un canal, insula șerpilor, nu mai contează.
atunci când vine vorba de oameni și de viețile lor, putem să ștergem rapid cu buretele. Poate reluăm discuțiile altădată, nu contează, dar deocamdată trebuie să-i ajutăm. Da, aici vreau să fac o mică mențiune. Noi chiar din prima zi, deci în prima zi de când am aflat de acest război, în primul rând asociațiile de basarabeni s-au mobilizat foarte mult pe partea asta, adică imediat am încercat să adunăm cât mai multe lucruri, haine, încălțăminte, mâncare și toate cele necesare. Ne-am mobilizat, am contactat firme de transport, am încercat să trimitem și să mergem chiar direct acolo să ajutăm cu resurse umane. La nivel de Brașov a fost așa o mică învălmășală, o mică încurcătură pe partea asta de organizare. Noi ca asociație ne-am mobilizat împreună cu alți voluntari care sunt din Belarusia, care sunt din Ucraina, din Republica Moldova. Ne-am strâns frumos la o masă, am pus la punct primele aspecte de sprijin, am făcut un site, de fapt care a putut să facă un site, care s-a apucat de partea de secretariat. Am făcut, eu cu niște colegi am centralizat niște informații pe care trebuia să le trimitem la primărie. Aici un pic ne-am supărat că primăria nu le-a preluat sau le-a preluat, dar le-a gestionat cumva pe parcurs. Au făcut și primăria o centralizare pe tot ce înseamnă bază de date cu voluntari care vor să ajute pe partea de translate, pe partea de cazare și tot așa mai departe. Noi am pe parcurs am încercat să colaborăm și cu firmele care au cazat refugiați, de exemplu din Codlea și alte regiuni din Brașov. Avem și colegi care ajută și la Catia, deci cu părere de rău, instituțiile publice din România s-au mobilizat destul de greu, că trebuia să facă ședințe oficiale, până s-au mobilizat în zilele de luni și marți. Noi deja, tinerii în primul rând s-au mobilizat cel mai mult, eu nu zic doar de basarabeni, dar în general absolut toate asociațiile din România, care imediat, inevitabil, răspundeau chiar și în mijlocul nopții la telefoane, mai și mergeam cu mașinile să transportăm, să aducem oamenii ucraineni în orașele din România. Aici să știi că, bine, eu nu vreau să le iau partea instituțiilor, că și eu trăiesc în România de vreo 49 de ani și știu cam cum merg lucrurile, dar întotdeauna când este vorba despre o instituție cumva responsabilă în fața statului și a organelor de control ale statului, atunci situația este un pic mai delicată, pentru că și dacă iei un pix și îl muți de pe o masă pe alta, s-ar putea să vină cineva să te întrebe cu ce drept ai făcut asta. Și domnule, știți că trebuia să mut pixul ăla de pe masa asta pe masa cealaltă. Nu e bine, nu e bine. Nu e, ia tu pixul ăla și scrie. Știi? Asta este, nu știu în alte țări cum o fi, habar n-am, nici nu mă interesează foarte tare, pentru că nu o să schimb eu legile în țara asta și nici regulile, dar ca principiu, fără să, repet, fără să le iau apărarea, știu cam care este situația într-o instituție de stat. Instituțiile astea de stat sunt niște elefanți, de fapt, care se mișcă greu. E o birocrație. Exact. Dar uite, totuși la Brașov lucrurile, nu știu la alții, sper să fi fost bine și la ei, la Brașov lucrurile s-au mișcat destul de bine. Avem centrul acela de la Catia, avem centrul de la Coresi, adică lucrurile este clar că au intrat într-un timp foarte, foarte scurt pe un făgaș bun, iar refugiații din Ucraina, eu cred că ei chiar au simțit că s-au făcut niște lucruri importante pentru ei și oricum știu că le apreciază pentru că am fost în contact cu ei. Ce faceți voi în continuare la acest capitol? Voi sunteți totuși o verigă importantă, pentru că voi vorbiți limbi care se aseamănă și altfel vă înțelegeți.
Da, noi avem și colegi care vorbesc limba ucraineană, sunt care doar o înțeleg, dar răspund în limba rusă. Da, asta este o situație pentru noi, că majoritatea n-am prins să studiem la școală chiar și limba asta. Acum nu o să negăm, să ștergem cu buretele limba rusă, pentru că un nebun face niște lucruri rele. Nu avem de ce. Dar este o limbă, să zicem, tampon. Pentru mine, de exemplu, cu siguranță pentru tine nu, dar pentru mine ucraineană sau rusă sună la fel. Nu văd diferențe, nu sesizez diferențe. Probabil că sunt asemănări destul de mari între cele două limbi, nu? În Ucraina sunt mai multe dialecte. Este un dialect care este foarte apropiat de limba rusă. Dar dacă e să arunc o privire în alfabetul lor sau chiar în cuvintele lor, sunt combinații de litere chirilice și litere latine, cumva. A, deci sunt. Uite, e foarte bine, e important, uite, că mai aflăm niște lucruri, mai ales că ucrainienii vor fi o prezență destul de importantă, cel puțin în Brașov. Sunt convins de lucrul ăsta. Explică-ne un pic care sunt diferențele astea. Pentru noi, pentru cei care nu am studiat limba rusă la școală, este clar că sună la fel. Tu zici că nu sunt la fel, e clar că ai dreptate, nu? Da. Pe partea asta de vorbire, eu pot să zic clar că sunt multe diferențe. Eu chiar dacă vorbesc bine limba rusă, oricum îi înțeleg foarte greu. Sunt foarte multe afirmații pe care trebuie un pic să le filtrăm așa, să le procesăm până îmi dăm seama de ce vorbesc. Dar esențialul înțelegem când discutăm cu un ucrainean. Dar în mare parte, de exemplu, de câte ori am avut ocazia să vorbesc cu oameni din Ucraina, vorbeam în limba rusă. Deci, clar că și ei au studiat majoritatea limba rusă la școală, așa cum ați studiat-o și voi în anii de școală. Da, până la urmă, iarăși, nimic de comentat la acest capitol, pentru că a fost Uniunea Sovietică. E o realitate istorică. A existat Uniunea Sovietică, nu poate nimeni să spună că n-a existat, nu poate să spună nimeni că în România nu s-a studiat limba rusă după ce tovarășa Ana Paucăr a sosit la București și a început să arunce cu directive în stânga și în dreapta în numele Partidului Comunist, oarecum român, oarecum rus de la vremea respectivă. Și atunci, asta este, e o situație și poate chiar e bine că se poate profita de ea și să ne înțelegem unii cu alții chiar și în limba rusă. Asta e, ne înțelegem în limba rusă și cu asta basta. Nu știu dacă tu ai auzit expresia asta vreodată, că ești frumos ca limba rusă. Nu era nimic Nu de bine în asta. e foarte subiectiv aici, adică se poate subînțelege că de fapt limba rusă este foarte greoaie și Da, nu, presupun că nu e ușor, dar știu și eu vreo câteva cuvinte, chiar și o propoziție la un moment dat, dar mi se pare așa, știi, că e greu, spre imposibil, doar dacă încep de la A, B, C, D și scrisești cu caractere chirilice, ca să n-ai nicio șansă. Bun, ce veți face voi în continuare la capitolul ăsta de ajutorare, până la urmă, a refugiaților ucrainieni? Ucraineni, ca să respectăm adevărul. Momentan, eu pot să recunosc că pe parcurs noi ne implicăm mai puțin pe partea asta, dar avem, cum am zis, că avem colegi la CATE care ajută, atât pe partea de call center, cât și pe partea de resurse umane. ADN-uri, chiar alaltăieri, după concertul organizat de noi, am organizat un Basarabian Party și la intrare am colectat niște bani.
O parte din bani merg în fondul asociației pe care îi folosim tot în scopuri caritabile sau pentru strictul necesar și o parte din bani îi lăsăm clubului pentru sprijinul refugiaților. Și cred că așa vom continua, când de fiecare dată când vom organiza o petrecere, banii de la intrare îi vom gestiona în felul acesta. Voi aveți și alte surse de finanțare? Faceți evenimente în urma cărora să strângeți bani pentru asociație, pentru membrii asociației, pentru, poate, nu știu, elevi, studenți basarabeni aflați în dificultate? Da, pot să dau chiar un exemplu. Pornind de la un exemplu, cum o prietenă, o cunoscută de-a noastră, e de fapt o elevă în clasa 10, dacă nu greșesc, cumva războiul a afectat un pic și situația din Republica Moldova. Unii chiar nu pot primi bani din partea părinților din cauza că unele bănci nu mai oferă posibilitatea de transfer internațional, din câte am înțeles, și chiar o fetiță, ca să zic așa, are probleme financiare și am zis că, uite, pe partea asta, cât se rezolvă situația din Republica Moldova până va primi o susținere din partea familiei, putem să o ajutăm noi cumva. Chiar cu banii pe care strângem la petrecerile noastre sau punem mână la mână și ajutăm, că nu, totuși e o faptă bună. Dar totuși a ales între timp să se și angajeze, chiar își caut un post de muncă. Bravo, ăsta e important, că până la urmă tu trebuie să fii primul care se ajută. Da, asta e, cum era, eu mai folosesc o vorbă, Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri în primul rând. La noi zice, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sac. Da, tot asta înseamnă. Da. Ca surse de finanțare, avem firme, sunt firme de ale căror antreprenori sunt basarabeni. Cu ei cumva mai ținem legătura când avem un eveniment important sau când organizăm o strângere de fonduri. Noi cumva avem acces la comunitatea de basarabeni din Brașov, chiar când vrem să facem un act de caritate. Vrând să colectăm anume hrană, încălțăminte, bani, nu prea intenționăm să oferim, decât doar celor care au nevoie de bani pentru operații sau așa. Avem un coleg în asociație pe care încercăm să-l ajutăm cum putem. Bravo! Felicitări, felicitări și pentru Basarabia Fire de Poveste, ediția cu numărul 9. Mulțumim frumos, Constantin Ghidenco, președintele Asociației Tinerilor Basarabeni din Brașov. Tot am așa o ezitare, vezi, era zic chiar Tinerilor Brașoveni din Brașov. Da, mulțumim, felicitări, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTT. O seară plăcută!